Salut, sunt tot de la Mire TV și în clipul de astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre cum am început acest canal de YouTube, în speranța de a vă motiva și pe voi să începeți un canal de YouTube și să vă urmați visul, fraților. Am făcut acest canal de YouTube în urmă cu câțiva ani, nu mă apucasem de slăbit atunci, nu mă apucasem de dietă, nu mă apucasem de transformarea mea corporală. Am făcut acest canal pentru că părinții mei aveau o afacere cu miere, aveau stupi, mergeam la târguri apicole și am zis, haide să filmez un pic pe la târguri, haide să încerc să îmi promovez un pic afacerea pe YouTube, să promovez produsele apicole. Am filmat și eu niște clipuri, niște chestii pe acolo pe la târguri, pe la evenimentele la care am participat. Bine, foarte puțin, vă dați seama, nu aveam experiență absolut deloc, nu știam să editez absolut deloc. Și am urcat clipurile pe YouTube. Peste ceva timp, peste un an, 2, 3, nu mai știu exact, m-am îngrășat foarte tare și am zis că trebuie să fac o schimbare, fraților, pentru că efectiv nu se mai putea, ajunsesem la o greutate extraordinar de mare, nu mai mă simțeam bine. Până urcam scările la mine la etajul 4, la bloc, fraților, credeam că fac 3-4 preinfarcte pentru că eram foarte, foarte gras și efectiv când trebuia să urc de sărbători sau când veneam de la cumpărături cu mai multe plase, cu plase grele, cu boxuri de apă, efectiv trebuia să mă opresc la fiecare etaj pentru că nu puteam să mai respir. Toată respirația mi se lua de aici, simțeam o presiune în plămâni și efectiv nu mai puteam să respir și m-am decis să fac o schimbare. Prima dată le-am spus părinților mei și prietenilor despre ce vreau să fac. Bineînțeles că nu m-a susținut absolut nimeni și lucrurile acestea m-au descurajat foarte tare. Bineînțeles că mă susțineau să slăbesc, să fac o schimbare în sensul acesta cu slăbitul, dar nimeni nu m-a susținut cu postarea, cu filmatul și cu postarea clipurilor pe YouTube. Pentru că tuturor li se părea o prostie, toți ziceau că o să mă fac de râs și că o să râdă toată lumea de mine. Ei bine, lucrurile acestea m-au descurajat foarte tare atunci. Am mai ezitat câteva luni și tot așa și până când am pus piciorul în prag și am luat decizia să încep schimbarea și bineînțeles să filmez și să mă pun pe YouTube. În sine mea m-am gândit că lucrul acesta mă va motiva foarte tare să nu renunț și să ajung, să slăbesc, să ajung la greutatea la care mi-am propus sau mă rog, să slăbesc foarte mult pentru că îmi voi lua un angajament practic față de niște oameni, față de voi, oamenii care mă urmăriți. Și m-am gândit că lucrul acesta mă va stimula și mă va motiva foarte tare să slăbesc cât mai mult și să nu renunț efectiv. Nu știam să fac absolut nimic, nu știam să editez, nu știam să filmez, nu știam absolut nimic. Eu eram genul de om care nu-și făcea niciodată poze, nu-și făcea niciodată selfie-uri, nu filma, nu îi plăcea să pună poze cu el pe rețele de socializare și așa mai departe. Și mi-a fost foarte, foarte greu. Am avut un prieten foarte bun pe care îl mai am și astăzi, care m-a ajutat foarte mult să învăț să editez. A apărut și în câteva clipuri cu mine, Ionuț, Schij îl cheamă. Și cu ocazia acestui clip vreau să-i mulțumesc încă o dată pentru toate lucrurile pe care m-a învățat să le fac. Și cel mai greu a fost chestia asta psihică. Și mai greu lucru a fost partea psihică pentru că nimeni nu m-a încurajat să învăț, să postez și a trebuit să trec peste toate obstacolele acestea, a trebuit să mă motivez singur, a trebuit să-l rog pe băiatul ăsta, pe tovarășul ăsta al meu să mă învețe. În condițiile în care eu tot timpul când le spuneam părinților sau prietenilor, aceștia mă descurajau efectiv. Și faptul că a trebuit să mă filmez în chiloți la 146 de chile, cu țâțele acelea enorme, plin de grăsime, cu burta aia enormă. Chestia asta a fost foarte, foarte grea pentru mine. A fost o chestie psihologică foarte grea. Însă ceva din mine întotdeauna a știut că acesta este lucrul pe care trebuie să-l fac. Chiar dacă nu crede absolut nimeni în mine și chiar dacă nu mă ajută absolut nimeni, eu am știut că dacă voi face acest lucru, voi avea mult mai multe șanse de reușite. Și am pus în balanță lucrurile rele care mi se pot întâmpla și lucrurile bune. Și atunci am luat decizia că trebuie să încep această transformare, trebuie să încep acest nou gen de conținut. Chiar dacă numele canalului se numește Mire TVO, nu are nicio treabă cu slăbitul și așa mai departe. Într-un final, mi-am găsit scopul. Astăzi știu exact care este scopul meu pe YouTube și toate lucrurile s-au legat între ele foarte, foarte frumos și o să vă explic
trebuie să mai așteptați un pic să ajungem la punctul acela, pentru că veți vedea că s-au legat toate lucrurile acestea foarte frumos. Când am pus în balanță pe foaie la lucrurile negative, efectiv am trecut că pot să mă fac de râs, pentru că asta îmi spunea toată lumea. Te faci de râs. O să râdă toată lumea de tine. Alt lucru rău care să mi se poate întâmpla, ce poate să fie? Să mă înjure lumea, să îmi scrie lucruri râte. Nu e nicio problemă, le-am zis și părinților. Acele lucruri le poți șterge de pe canal, poți să șterg înjurăturile, poți să șterg comentariile negative, nu este nici o problemă. Deci, practic, dacă stați să vă gândiți, foarte puține lucruri negative se pot întâmpla pentru că începeți un canal de YouTube. Acum, haideți să trecem pe hârtie să spunem lucrurile pozitive care se pot întâmpla. Păi, mă pot motiva foarte tare prin energia oamenilor pe care o primesc de la ei, prin comentariile frumoase, prin toate mesajele de susținere, mă pot motiva foarte tare și voi ajunge la rezultatul pe care mi-l doresc, și anume să slăbesc foarte multe kilograme. 2. Dacă voi reuși să slăbesc, lucrul acesta poate să aibă un impact extraordinar de mare asupra oamenilor care mă urmăresc, oamenilor care dau de mine și îmi văd clipurile, pentru că îi pot motiva și eu pe ei la rândul meu. La rândul meu îi pot motiva și eu pe alți oameni să slăbească, să facă o schimbare în viața lor, să încerce să fie mai sănătoși, să încerce să arate mai bine, să mai dea din kilogramele în plus, să mai dea din ele jos. Și am zis la început că dacă reușesc să motivez măcar 2-3 persoane, de fapt măcar o persoană dacă reușesc să o motivez, pentru mine este suficient, este extraordinar, mi se părea super, super tare să pot să reușesc să motivez o persoană, 2 persoane, 3 persoane la o viață mai sănătoasă. Ce poate fi mai frumos decât atât? Pentru că am văzut în momentul în care mă duc la târguri, în momentul în care mă duc la evenimente să vând miere, să vând mierea părinților mei, mierea produsă de noi, și venea câte un client care îmi spunea: să știți că am mai luat de la dumneavoastră și anul trecut, sau să știți că am mai luat de la dumneavoastră și acum câteva luni. Deci lucrul acesta efectiv îmi umplea inima de bucurie. Era o satisfacție enormă, o satisfacție pe care nu vă pot explica acum în cuvinte. O satisfacție mult mai mare decât aia 20-30 de lei care mi-i dădea omul acela pentru borcanul respectiv sau pentru produsul respectiv pe care îl cumpăra de la mine. Este o satisfacție pe care nu o poți exprima în cuvinte când un om vine și spune: am venit să mai cumpăr de la dumneavoastră pentru că aveți cele mai bune produse, copilul meu s-a vindecat, mama mea s-a vindecat cu polenul acesta, s-a vindecat cu păstura aceasta, copilul meu n-a mai răcit niciodată de când a început să consume sirop de cătină cu miere de la dumneavoastră, și așa mai departe. Deci niște lucruri extraordinare, care pentru mine sunt mai presus decât orice bani din lumea asta. Apoi, ușor, ușor, am zis, pentru că am văzut că lumea vrea să vadă mesele, era din ce în ce mai curioasă, pe măsură ce slăbeam, să vadă tot mai mult din ceea ce mănânc, m-am decis într-un final să încep să filmez toate mesele pe care le mănânc, și atunci mi-a mai venit o idee cum ar fi să încep să consum și eu produse apicole. Pentru că sunt foarte sănătoase și, culmea, fraților, eu am atâtea produse apicole, deci am efectiv tone de miere, am sute de kilograme de polen, am o grămadă de lucruri din acestea și eu nu le consum. Și culmea este că, adică culmea, ironia sorții face ca eu să mă duc să vând produsele acestea și să le explic oamenilor la târguri și la evenimentele la care participam și la care participăm în continuare, numai că acum este pandemia. Să le explic toate beneficiile acestor lucruri, să le explic cât de bune sunt pentru sănătate, dar eu să nu le consum și să fiu foarte nesănătos, foarte bolnav și foarte gras, să ajung să fiu obez, obezitate morbidă. Deci este fantastic, este fantastic câte ironii poate să-ți dea viața asta. Și una peste alta, m-am gândit apoi să încerc să mănânc, să introduc în dieta mea produse apicole, pentru că nimeni nu face acest lucru, dar la momentul acela nu spuneam lucrurile acestea că nimeni nu face acest lucru. Mi se părea atunci, pe moment, mi se părea fantastic dacă pot să mănânc produsele acestea pentru a fi mai sănătos și pentru a mi le promova efectiv, pentru a vedea oamenii că eu mănânc lucrurile acestea, că am lucrurile acestea și că le pot comanda de la mine, de pe site-ul meu, pentru că eu m-am chinuit foarte mult să fac un site. La fel cu prietenul ăsta al meu, Ionuț Schijă, am făcut site-ul de la zero, nu știam absolut nimic despre site-uri, el a avut o contribuție de 95% în producerea site-ului, eu m-am chinuit să mă duc să-mi caut un fotograf, să fac poze profesionale pentru produse,
Am făcut logo-ul afacerii împreună cu el, dar asta înainte, cu câțiva ani să mă apuc de YouTube. Și practic chestia asta a fost așa, toată munca asta a fost conceptul meu, ideea mea și am luat-o de la zero, chiar dacă nu m-a susținut nimeni. Efectiv, nici părinții nu m-au susținut cu crearea unui logo, cu crearea unui site, cu a face poze la produse, să le urcăm pe un site și așa mai departe. Dar am trecut și peste lucrurile acestea, la fel, pentru că am fost foarte încăpățânat și pentru că eu aveam o viziune, am făcut site-ul, după care am făcut Facebook, am făcut Instagram-ul, mă rog, Instagram-ul cred că a venit mai târziu, am făcut pe canalul de YouTube, am început să slăbesc, da, și am ajuns în momentul în care am început să gândesc altfel, să zic, domne, pot să-mi promovez și produsele, pentru că sunt foarte bune și dacă tot le mănânc, pot să spun câteva lucruri și despre ele sau pot să informez lumea că eu am aceste produse și le pot găsi pe site-ul meu și le pot face o comandă de acolo. Deci încă un lucru foarte benefic pentru mine, pentru afacerea mea, pentru că eu de aici am câștig existența. Eu sunt apicultor, am diplomă de apicultor, sunt apicultor, ca să zic așa, la bază. Bineînțeles că am și alte studii de marketing și am făcut și un master în management și toate lucrurile astea s-au combinat efectiv foarte, foarte frumos și acum pot să spun că mi-am găsit scopul. Mai mult de atât, gândiți-vă că produsele acestea apicole practic sunt niște suplimente pentru că nu poți să consumi ca alimente de bază, nu poți să consumi miere, polen, propolis. De fapt, ai putea să consumi, dar ele sunt văzute ca niște suplimente pentru că se consumă o lingurițe, două lingurițe, trei lingurițe. Nu sunt alimente de bază în concepția oamenilor. Și cum alții promovează suplimentele acestea din fitness, de ce nu aș putea să-mi promovez și eu produsele mele, produsele apicole, pentru că sunt extraordinar de sănătoase, sunt 100% naturale și conțin o grămadă de lucruri bune. Iar pe viitor, o să vedeți dacă mă urmăriți, voi scoate clipuri despre polen și despre păstură, o să scot două clipuri foarte, foarte tari în care vă voi spune exact rolul polenului și al păsturii în masa musculară și în organismul uman. Pentru că chiar în seara asta, când filmez acest clip, este ora 12 noapte acum, chiar în seara asta am primit un mesaj, un comentariu de fapt la un clip, ce legătură are păstura cu masa musculară. Și atunci mi-a picat și această fisă, trebuie să scot neapărat clipuri despre polen și despre păstură, să vorbesc un pic mai pe larg, în 10 minute să zicem, și să vă spun, să explic care este legătura între polen și păstură și bineînțeles cu masa musculară, cu slăbitul, cu un stil de viață sănătos, importanța lor în organismul uman și așa mai departe. Acum câteva luni am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje în privat și lucrul acesta iarăși mi-a deschis așa o oportunitate. Am început să-mi dau seama că dacă vorbesc cu fiecare în privat, pe mine nu mă avantajează absolut deloc lucrul acesta. Pe lângă faptul că eu nu monetizez canalul de YouTube, pe lângă faptul că nu câștig absolut niciun ban de pe urma rețelelor de socializare, nici din YouTube, nici din Instagram, din Facebook, nici atât, acolo nici nu se pot câștiga bani. Și pentru că mesajele s-au mulțit foarte, foarte mult în privat, am decis să ofer servicii de online coaching. Am diplomă de antrenor personal? Nu. Am diplomă de nutriționist? Nu. Sunt doctor? Nu. Dar nici nu trebuie toate lucrurile acestea, fraților, pentru că ceea ce știu eu, credeți-mă, este mult, mult, mult superior și mult peste ceea ce știu toți băieții ăștia din industria fitness-ului care au o diplomă în personal trainer sau în nutriție. Știu mult mai multe lucruri decât vă puteți imagina voi și vă voi arăta, pentru că voi face o grămadă de clipuri și deja am început o serie greșeli în fitness. Dacă nu ați văzut, vă rog frumos să vă uitați. O serie în care încerc să corectez greșelile și să expun oamenii care habar nu au despre lucrurile pe care le vorbesc în clipurile lor. Și cu toate astea au influențat și continuă să influențeze zeci de mii, sute de mii de oameni, de copii. Pentru că au niște canale foarte, foarte mari și au foarte multe vizualizări, au milioane de vizualizări la toate clipurile lor adunate. Și au influențat în mod negativ, au indus în eroare foarte mulți oameni, pentru că vorbesc niște aberații și niște tâmpenii de nedescris. Și revenind la mesajele în privat, decât să stau să nu le răspund oamenilor, să le dau cu sin, am zis cum ar fi să fac eu așa un discurs din ăsta, un răspuns diplomat, ceva de genul, dacă vrei să îți răspund la întrebare și să mă ajut și pe mine totodată,
te rog frumos, lasă-mi întrebarea ta într-un comentariu de pe YouTube, la un clip de pe YouTube, și îți voi răspunde cu cea mai mare plăcere, pentru că așa mă vei ajuta și pe mine să am mai multe interacțiuni la clipurile mele și clipurile mele să fie distribuite de către YouTube la cât mai multe persoane. Sau dacă îți dorești să vorbim în privat mai mult și să-ți răspund la întrebări, mă poți angaja ca și personal trainer, să facem un curs din ăsta de online coaching și să te antrenezi. Un răspuns frumos, un răspuns diplomat pe care nu o să supere pe absolut nimeni și astfel voi avea și eu ceva de câștigat. Intenția mea, bineînțeles, am mai spus și în alte clipuri, nu este să fiu personal trainer, pentru că de asta am și pus un preț foarte mare. Dacă vreau să fiu făcut, dacă vreau să fac chestia asta pentru bani și să mă pun să fac bani, efectiv puneam un preț mult mai mic pentru început, pentru că așa se începe, nu? Cu un preț mic de 50 de lei, de 100 de lei, eu știu, de 200 de lei. Ei bine, eu am pus un preț de 1000 de lei, fraților, pentru că tocmai nu doresc să fiu angajat de foarte mulți oameni, nu îmi doresc să fac neapărat bani din lucrul ăsta. Informațiile pe care vi le dau eu pe acest canal sunt absolut gratis. Tot ce trebuie să faceți este să vă uitați. Nu aveți nici reclame, nu aveți absolut nimic. Iar informația este cea mai bună la ora actuală de pe tot YouTube-ul ăsta. Pentru că toată lumea vă aburește cu studii, vă bagă cuvinte din astea științifice. Habar nu aveți ceea ce înseamnă lucrurile acelea. Sunt niște chichițe, sunt niște chestii foarte mărunte care nu influențează slăbitul sau nu influențează masa musculară precum credeți voi. Și de ce credeți că fac lucrurile acestea toți YouTuberii ăștia? Pentru a se da ei mai șmecheri, pentru a se da ei mai deștepți, să epateze în fața voastră, să se dea mari că ei știu, că ei cunosc, că ei citesc studii, că ia uite ce cuvinte folosesc eu. Voi imediat la chestia asta o să vă gândiți. Creierul uman la chestia asta se gândește și o să fiți impresionați de toate căcaturile astea care nu au nicio legătură. Ei omit și efectiv nu spun, nu știu dacă nu știu sau pur și simplu omit sau pur și simplu vor să mă mintă. Chiar nu înțeleg lucrul acesta, pentru că chestia cu slăbitul și cu masa musculară este foarte simplă. Este și un copil de 5 ani poate să înțeleagă lucrurile care sunt importante și care contează în proporție de 90%. Celelalte 10%, de fapt, asta e chestia, că alea 10% care nu contează atât de mult, care sunt niște mărunțișuri, ei tocmai pe chestia asta își fac clipurile și citesc ei studii și folosesc tot felul de cuvinte academice și așa mai departe ca să pară inteligenți și de fapt habar nu au despre ce vorbesc. În fine, ideea acestui clip este să vă motivez, să vă faceți un canal de YouTube, să vă urmăriți visul, fraților, pentru că fiecare om are un vis. Chiar dacă nimeni nu este de acord cu voi, chiar dacă nimeni nu crede în voi, la fel cum a fost și cazul meu, v-am mai explicat, absolut nimeni n-a crezut în mine. Dar trebuie să puneți piciorul în prag, trebuie să fiți puternici psihic, pentru că asta deosebește un învingător de un învins, frate. Puterea asta, puterea de aici, nu puterea de aici. Dacă ești puternic aici, vei fi puternic și aici, nu invers. Un om care e puternic doar muscular, nu e obligatoriu să fie inteligent. Un om care are mușchi poate să fie foarte bine prost, nu trebuie să fie neapărat inteligent. Dar un om care este inteligent, un om care este puternic psihic și ajunge la 150 de kg, cum am ajuns eu, e clar că în momentul ăla ceva e neregulă cu el, nu mai atât de puternic. Ceva l-a demotivat, ceva l-a făcut să cadă într-o extremă din asta, într-o pasă proastă. Toată lumea cade într-o pasă proastă în viața lui. Dar nu este nicio problemă. Diferența între un învingător și un învins este chiar capacitatea asta de a ieși din faza aceasta proastă în care vă aflați și a face ceva, a vă schimba viața la 180 de grade, în ciuda tuturor durerilor și în ciuda tuturor obstacolelor care vă ies în cale. Înăuntru fiecăruia este un învins și un învingător. Tu trebuie să decizi, frate. Nu poate nimeni să decidă asta pentru tine. Tu trebuie să decizi cine vrei să fii. Vrei să fii învinsul sau vrei să fii învingătorul? Da, și după cum vă spuneam, mă bucur foarte, foarte tare că am reușit să fac lucrul acesta. Mă bucur foarte tare că am luat-o de la zero și că am făcut totul singur, pe barba mea. Chiar dacă toți nu dădeau 2 lei pe mine, nu dădeau nicio șansă, am făcut totul, absolut totul de la zero. Eu îmi fac planul alimentar, eu îmi fac exercițiile în sală, eu meditez clipurile,
Eu vin cu ideile pentru clipuri, câteodată a trebuit să-mi și gătesc. Deci am făcut absolut tot ce a fost nevoie pentru a-mi atinge obiectivul și pentru a-mi îndeplini visul. Și credeți-mă, este un sentiment extraordinar când reușești să faci ceva de la zero și reușești să-ți găsești calea în viața asta. Pentru că nu aveam niciun talent ascuns, nu știu să cânt, nu sunt un sportiv desăvârșit, nu am fost sportiv la viața mea, nu am lucrat niciodată, nu am lucrat pentru altcineva să mă duc să mă angajez la o firmă, să mă duc să mă angajez undeva. Am început totul de la zero, am creat brandul ăsta, după aia am creat YouTube-ul și acum pot să spun că pot să mă declar un YouTuber, pentru că la început nu aveam curajul ăsta să spun chestia asta despre mine, că sunt un YouTuber. Vezi, Doamne, dacă m-a întrebat cineva, ce faci, frate, tu cu ce te ocupi? Ei bine, acum pot să spun că sunt YouTuber, da? Sunt apicultor, am firma mea și sunt YouTuber mai nou, pentru că am început să evoluez foarte mult din pasiunea asta și din energia care mi-ați dat-o voi și din mesajele frumoase și din mesajele de susținere pe care le-am avut de la niște străini, efectiv niște oameni care nu m-au cunoscut în viața lor pe YouTube și mi-au scris acolo lucruri frumoase, care m-au ambiționat extraordinar de mult să fiu din ce în ce mai bun și vă promit că pe măsură ce canalul acesta va crește și se vor strânge din ce în ce mai mulți oameni și vor apărea din ce în ce mai multe mesaje frumoase de încurajare și așa mai departe, că i-am motivat, că orice fel de mesaj, pe mine toate mesajele astea mă bucură extraordinar de mult și îmi dau o putere și o ambiție mai mare să învăț să lucrez mai bine pe calculator, să editez mai bine, să nu mai îmi fie frică să spun ceea ce gândesc și să vă dau sfaturi din ce în ce mai bune și să muncesc mai mult, să fac mai multe clipuri pentru voi. Cel mai fericit sunt pentru că mi-am găsit un țel în viață, pentru că mi-am găsit un scop și credeți-mă, lucrul acesta este fantastic. E foarte, foarte nasol să stai, să te gândești, băi frate, eu ce aș putea să fac? Ce afacere aș putea să fac? Să o iau de la zero. Eu am avut afacerea asta cu părinții mei și chestia asta am zis, băi, dacă ei sau sunt așa băgați în afacerea asta, trebuie să-i ajut și eu, trebuie să merg pe același drum. Pentru că e greu să începi afacere de la început. E foarte, foarte greu. Dar faptul că ei aveau o viziune limitată, nu gândeau ca mine, eu a trebuit să, efectiv, să-mi impun punctul de vedere, să mă cer cu ei și să mă impun în fața lor și să fac ca mine. Eu nu vreau să facem site, nu vreau să facem logo-uri, nu vreau să investească în absolut nimic, nu vreau să facem chestii promoționale pentru oameni, să facem pixuri personalizate, să facem odorizante auto, să facem absolut toate lucrurile acestea pe care le-am creat eu. Eu mă ocup și de partea de marketing și de partea de management și pot să spun că afacerea a evoluat foarte mult. Eu răspund la toate mesajele de pe social media, mă ocup de absolut toată partea de online și lucrul acesta a adus un plus de valoare al afacerii mele. E foarte greu să încep ceva atât timp cât nu ai talent la nimic, nu ai un talent la un sport, nu ai un talent la muzică, nu faci un instrument muzical, nu, efectiv, nu te pasionează nimic. Ajunsesem să am 20 ceva de ani și efectiv pe mine nu mă pasiona absolut nimic. Pasiunea mea era să stau, să mănânc și să mă uit la televizor, să mă uit la filme, să stau pe laptop, să mă uit la alții pe YouTube. Și astfel îmi pierdeam eu toată viața, îmi pierdeam zeci de ore uitându-mă la alții și viața trecea pe lângă mine și eu nu reușeam să fac absolut nimic. De aceea vreau să vă încurajez să începeți să faceți ceva, oricât de mărunt ar fi, oricât de prost l-ați face. Fraților, prima dată trebuie să începeți. Uitați-vă la clipurile mele la început, primele mele clipuri din Oto Slăbește. Eram jalnic, nu știam să fac nimic, absolut nimic, dar cu toate astea am reușit și am ajuns la un nivel cât de cât mulțumitor pentru mine. Chiar ziceam, după primele luni de YouTube, chiar îmi spuneam singur mie, frate, dacă nu reușesc să avansez și voi rămâne la fel de dubitoc și la fel de prost, eu nu voi mai face YouTube, pentru că efectiv mă fac de râs. Oamenii ei au avut dreptate când mi-au spus lucrul ăla. Dar eu am bătut cu pumnul în masă, am muncit și am demonstrat că pot să ajung la un nivel mai mare. YouTube-ul te dezvoltă extraordinar de mult, îți dezvoltă foarte mult creierul, imaginația. Gândiți-vă că trebuie, câte lucruri trebuie să înveți. Gândiți-vă că trebuie să înveți editare foto, editare video. Gândiți-vă că trebuie să înveți să filmezi. Gândiți-vă că trebuie să investești o grămadă de bani în aparatură. Mă rog, o grămadă de bani. Acum fiecare are un telefon mobil. Gândiți-vă că vă exersați dicția. Gândiți-vă că vă exersați creierul, vă antrenați creierul că trebuie să vorbiți pe un subiect anume sau să vorbiți cu camera.
Gândiți-vă că vă dispare teama asta de a vă expune părerea în public. Deci, efectiv, numai lucruri bune vă poate aduce un canal de YouTube. De aceea vă sfătuiesc pe absolut toți să începeți să vă faceți un canal de YouTube și să vă exprimați acolo visele, dorințele, ideile, să vă jucați, să faceți absolut orice tip de conținut vreți voi, pentru că vă va stimula creierul extraordinar de mult și efectiv veți avea ceva de făcut, nu veți mai pierde timpul uitându-vă la alții. Cam acesta a fost clipul de astăzi, fraților, sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like și un comentariu la acest clip, pentru că pe mine mă ajută foarte mult să cresc în recomandatele celor de la YouTube, iar clipurile mele să fie recomandate la cât mai multe persoane și astfel să mă descopere și alții și să se motiveze, să înceapă și ei o perioadă de slăbire, o perioadă de masă musculară sau pur și simplu să schimbe alimentația, să mănânce mai sănătos. Dacă vreți să mă urmăriți mai de aproape, dați un follow pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO, pentru că acolo postez mai mult. Dacă vreți să mă ajutați financiar, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro. Acolo găsiți cele mai bune produse apicole, la cele mai bune prețuri din țară, sunt zeci de reduceri, veți avea 10% reducere extra la următoarea comandă din comanda precedentă, sau mă puteți angaja ca antrenor personal, dar eu nu v-aș recomanda lucrul acesta pentru că am un preț foarte mare, adică dacă nu aveți o situație foarte bună financiară, mai ales în situația în care suntem acum, în criza asta, în pandemia asta, chiar vă încurajez să nu mă angajați, pentru că nu-mi doresc să am mulți clienți, nu-mi doresc să fac neapărat bani din lucrul acesta. Doar dacă vă permiteți, puteți să faceți lucrul acesta. Dar dacă nu vă permiteți, nu este nicio problemă, pentru că tot ce v-aș putea spune în cursurile mele, mă rog, în sfaturile pe care vi le-aș da în privat, da, dacă mă angajați, toate sfaturile acestea le găsiți și pe acest canal și trebuie decât să vă abonați și să mă urmăriți. Este absolut totul gratis, nu aveți reclame și credeți-mă, este dovedit. Oamenii care mă urmăresc îmi scriu în comentarii și îmi scriu și în privat, am o grămadă de mesaje în care îmi mulțumesc pentru toate sfaturile pe care le-am dat în clipurile mele. Oameni care mulțumesc că au slăbit cu sfaturile mele, oameni care mulțumesc că s-au motivat pe clipurile mele și așa mai departe. Până data viitoare, v-am pupat, urșii mei, eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole dacă vreți să deveniți urși ca și mine. V-am pupat, ciao! Târfele astea te mint, cârfele astea se simt, sunt gata de luptă, presimt. Gata, se rup și promit că fiind de departe, răsar peste noapte, ca sarea-n bucate, spălate, păcate, te dau la o parte. Nu rău de clemență, ai expirat, ai dat-o demenție. Timpul meu zumea o parte, până la capă joc carte. Olin cu capul în ori, ești amuzant, dar n-ai umor. Ești frecție la picior de lemn, ca prigoana. Ăștia vor să mă corupă, la fel ca satana.